Bună, Roxana! Bună! Parcă acum erai cu burta mare. Cu burta mare, unde toată lumea îmi zicea că am doi, nu unu. Exact. Și acum iată-l și pe bebe Sasha. Da, care este foarte cuminte. Da. Ne pregătim pentru botezul lui Sasha. Mi se pare că prăjiturile și tortul și tot ce ține de dulciuri așa la un eveniment sunt cele mai importante. Am ținut foarte mult să aibă un design aparte așa, pentru că este și tematica de așa natură. Care e tematica? Sasha Land. Oh. Am zis să nu-i deci zicem... lumea lui Sasha, da, exact. Bună ziua! Ia. Deci ia, dumneavoastră veniți cu bunătățile astăzi. Da, cu mare drag. Mi-au plăcut foarte tare aceste dulciuri în formă de înghețată. Mi se par așa ingenioase. Și culorile. Aici avem o prăjiturică cu cremă de lămâie și cremă de bezea. Aici avem ceva cu ciocolată. Asta și un mix și de arome caramelizate. Gust în timpul ăsta. Și am pregătit și câteva sortimente de tort. Da. Aici niște variante mai fresh, cu lime, fructe, în partea cealaltă cu ciocolată cu lapte și ciocolată neagră. Vreau să încerc pe aceasta, ce părere aveți? Pe un blat cu franz. Delicioasă. Am o idee cum va arăta tortul. Ia, îmi doresc să... Fie... Avem aici modele, niște da, modele. Da, niște schițe. Uh-huh. Îmi doresc să fie așa cum... Etajat. Dar lui pregăti ceva hăinuțele pentru botez? Hăinuțele le-au pregătit și moașa și nașa, pentru că va avea și moașă la noi în Oltenia. A, ce drăguț! Se pune moașă. Okay. Pentru a-l duce la biserică, de acolo va fi preluat de nașă, iar în fiecare an de 1 ianuarie, moașa va trebui să dea copilul la grindă. Sunt anumite tradiții, cu o turtă dulce deasupra în care se pun bănuți, flori și tot felul și sunt anumite vorbe care se spun atunci sub tocul ușii și îl ridică pe copil în sus și spune să crească mare, frumos și sănătos. După aceea trebuie să sorcovească. Am o pasiune pentru iepurași. Așa. Nu știu de ce, dar îmi plac toate jucăriile și tot ce ține de iepurași. N-am avut chestia asta până acum. Dar acesta este un tort care mi-a atras atenția foarte tare. Uitați cât e de frumos. Este, dar da, n-ai cum să nu-ți placă, este atât de dulce. E foarte greu să alegi pentru că tot ce fac doamnele aici este ceva extraordinar.